Campania de recoltare a grâului este în toi, iar condițiile meteo sunt favorabile. Fermierii trăiesc 24 din 24 de ore pentru a putea strânge toată recolta. Până în acest moment, potrivit directorului Direcției Agricole Olt, au fost recoltate 55.000 de hectare de grâu din cele 130.000 de hectare. Anul acesta se așteaptă să se obțină o cantitate bună la grâu, dar și de o calitate optimă panificației. În prima parte a campaniei de recoltare a fost trăierat grâul de sămânță. Specialiștii spun că bobul de grâu din producția de anul acesta are o densitate bună. Cu recoltatul stăm bine, ne încadrăm în timp, să zic așa. Deja am terminat orzul, cele 16.000 de hectare. Producția a fost undeva la 4.700 de kilograme pe hectar și suntem în plină campanie la grâu. Avem 130.000 de hectare cultivate și până la această dată s-au recoltat 55.000 de hectare. Producția undeva între 4.000 și 4.500 de kilograme pe hectar. Prețul la cereale a crescut. Acum un kilogram de grâu se vinde cu 1,60 lei, dublu comparativ cu anul trecut. Au fost ceva probleme datorită faptului că ploile nu au venit la timp. N-am avut nici zăpadă asta iarnă. Să sperăm că, totuși, din câte am întrebat, calitatea se încadrează în parametrii normali. Cantitatea este mai mică decât ce a fost anul trecut. Ce este mai bine anul ăsta, că au prețul mai bun. Față de anul trecut, pot spune că la cereale s-a dublat. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole, producția de anul acesta din județ va asigura peste necesarul consumului oltenilor. În Olt, seceta nu va afecta culturile de păioase.